Judecătorii din Olanda au stabilit data la care se va judeca extradarea criminalului fetiței din capitală, al cărui trup a fost ascuns într-o canapea. Acest lucru se va întâmpla pe data de 2 august, atunci când bărbatul va ajunge în fața judecătorilor olandezi. Autoritățile din țările de jos au precizat pentru Antena 3 CNN că ședința va fi publică, iar individul este în continuare în custodia lor. Toate documentele necesare au fost trimise și traduse, astfel că în acest moment singurul lucru care mai trebuie să se întâmple este ca judecătorii să de decidă dacă îl extrădează sau nu. Motivul pentru care procedura a durat atât de mult este aceea că bărbatul a refuzat să colaboreze cu autoritățile și a refuzat extrădarea rapidă pentru că nu dorește să fie cercetat de anchetatorii din România. Tribunalul București a emis deja mandat de arestare în lipsă pentru 30 de zile, iar mama fetiței este și a martor în acest dosar. Ancheta însă stă pe loc până când acest individ va fi trimis în țară.